Vă spun bună seara și pacea Domnului. Ne bucurăm ca în această ocazie să ne revedem la seri biblice în cadrul acestui program în fiecare vineri seara, cum de fapt v-ați obișnuit deja. Avem o altă temă, o altă întrebare pe care o vrem să o discutăm și ne bucurăm că împreună cu noi este pastorul Florin Matei, căruia îi spun bine ați venit, bine ați revenit de mult, de mult de când ați fost pe la noi, pe la început, când încă nu știam despre ce este vorba în jurul nostru. Bună seara și mulțumesc mult de invitație! În seara aceasta răspunde la o întrebare, așa cum am amintit, este vorba despre de câte ori să iert. Vom încerca să gândim întrebarea aceasta și în contextul în care se apropie. Este vorba despre sărbătoarea aceasta pe care majoritatea creștinilor o sărbătoresc, adică Paștele, și vrem să răspundem la cuvintele Domnului Iisus Hristos legat de iertare, de modul în care El a ales să vină pe pământ și să ne ofere această iertare. Înainte de a trece la rugăciunea obișnuită prin care chemăm prezența lui Dumnezeu, aș vrea să ne delectăm prin cântec, așadar o invit pe Andra să ne cânte. Este vorba despre cântarea Ce minunat! Mulțumim, Andrei, pentru această cântare și împreună putem spune cât de minunat este Dumnezeu și
De fiecare dată suntem gata să apelăm la El în problemele noastre și nu doar în problemele noastre, și în satisfacțiile pe care le avem de-a lungul vieții. De aceea aduc în fața dumneavoastră 4 motive pentru care ne vom ruga în această ocazie de început. Pentru Loredana, probleme la locul de muncă datorită ținerii sabatului. Pentru Alfred, noul născut al sorei noastre Irina și fratelui Valentin. Pentru Abigail și pentru Mihai, care și ei așteaptă un copilaș. Și un ultim motiv este pentru grupa de rugăciune pe care o avem de cele mai multe ori la 5 după amiaza în fiecare sabat, sâmbătă, când vă invităm și pe dumneavoastră. De aceea vă spun și numărul de telefon la care puteți să ne apelați, prin care puteți să intrați în contact cu noi și prin care putem să ne auzim, să vă răspundem întrebărilor și în cele din urmă să vă vedem fizic aici. Numărul este 0762 861 406 și ne puteți scrie de asemenea pe YouTube, pe Facebook și la acest număr prin SMS sau pe WhatsApp. Haideți să ne rugăm pentru aceste 4 motive, iar mai apoi vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu și este mare parte treaba dumneavoastră să ne răspundeți întrebările. Tatăl nostru bun și sfânt, putem să spunem cuvintele acestea: ce minunat ești Tu, pentru modul în care Te-ai descoperit nou, pentru faptul că ești Creatorul nostru și Răscumpărătorul nostru. Te rugăm, Doamne, pentru cele 4 motive pe care le-am amintit. Te rog pentru doamna Loredana, care are probleme cu locul de muncă datorită sabatului. Te rog pentru micuțul Alfred să fie o binecuvântare pentru familie și te rog și pentru copilul care este gata să se nască, al sorei Abigail și al fratelui Mihai. Și în ultimul rând, Doamne, te rog pentru grupa de rugăciune, pentru toți prietenii Biblie, așa cum îi numim noi, care frecventează biserica aceasta și nu doar biserica aceasta, pentru toți cei care doresc să afle adevărul uitându-se în Biblie și căutându-Te pe Tine. Amin. Te rog, Doamne, să putem să deschidem cuvântul Tău în această seară și în mod special, mă rog, pentru pastorul Florin să aibă Duhul Tău cel Sfânt și să răspundă tuturor întrebărilor, iar în explicațiile pe care le va da, să deschidă noi perspective pentru cei care Te caută pe Tine. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Amin. Intru direct în întrebarea acestei ocazii. De câte ori să iert? Este întrebarea aceasta care ne duce cu gândul la un pasaj. Dar până să ajungem acolo la pasajul acela din Biblie, apogeul acestei iertări, cel puțin pentru mine, o văd în cuvintele Domnului Iisus, gata să fie crucificat pe drumul Golgotei: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Cum de a spus cuvintele acestea Domnului Iisus? Despre ce iertare este vorba? Ce este iertarea? Putem începe de la mai multe întrebări, dar în primul rând, ce este iertarea și de ce era nevoie de ea? Acum, ori de câte ori vorbim despre iertare, trebuie să știm că vorbim și despre alte sentimente care ne pot crea dificultăți în viața de credință și în viața emoțională. În clipa în care vorbim despre iertare, suntem nevoiți să vorbim și despre sentimentele cu care noi ne luptăm. Și aici vorbim despre furie, aici vorbim despre nedreptate, aici vorbim despre deznădejde, descurajare, aici vorbim despre sentimentul acela de furie care ne cuprinde ori de câte ori vedem o nedreptate care are loc. E bine, din cauza acestor elemente pe care le-am amintit, definiția iertării devine complicată. Devine complicată pentru că trebuie să fie ancorată în realitate, dar în același timp trebuie să fie ancorată și în ceea ce Scriptura ne prezintă a fi iertare. Acum noi pe paginile Scripturii nu găsim o definiție mot-a-mot exactă a iertării. Noi trebuie să construim una. Și dacă este să construim o definiție iertării, trebuie să plecăm de la portretul lui Dumnezeu, de la ceea ce este Dumnezeu, cum este Dumnezeu și să venim spre noi. De fapt, cred că aceasta este ideea pe care în seara aceasta vom merge împreună, cel puțin la răspunsurile pe care mi le veți adresa, la întrebările pe care mi le veți adresa,
răspunsurile vor merge cumva pe această coordonată, și anume, pentru a depista, pentru a înțelege ce este iertare, trebuie să ne uităm spre Dumnezeu. Cea mai bună definiție o dă Dumnezeu. Și anume, modul în care Dumnezeu se raportează la oameni devine modelul nostru de iertare. Deci dacă dorim să vedem ce este iertarea, cu alte cuvinte, trebuie să ne uităm spre Dumnezeu. În același timp, dacă este să părăsim firul acesta biblic, dacă este să vorbim despre iertare, iertarea mai are încă două dimensiuni importante. Are o dimensiune morală, este ceea ce Mântuitorul spunea, nu cred că o să deschid Sfânta Scriptură la pasajul acela din Predica de pe Munte, când îți aduci darul tău la altar și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar, rezolvă problema și după aceea poți să-ți aduci închinarea înaintea lui Dumnezeu. Deci observăm că are o dimensiune morală aici. Viața de credință nu poate continua dacă există o problemă. Nu neapărat dacă o ai tu, ci dacă tu știi de existența ei, știind că există o problemă între tine și altcineva. Deci vorbim și de o dimensiune morală. Există aici o responsabilitate în raport cu Dumnezeu. Și a treia direcție a definiției ce este iertarea are de a face cu partea aceasta socială, are de a face cu partea aceasta interumană. Și plecând de la primul sens, și anume preluăm modelul divin și îl așezăm în dreptul vieții noastre, dimensiunea socială ar suna în felul următor, și anume ocaziile, momentele în care noi suntem generoși, și subliniez cuvântul acesta, noi suntem generoși cu ceilalți. Învățăm că de fapt trăim într-o lume în care suntem răniți și putem să rănim. Din clipa asta, raportându-ne la Dumnezeu, cumva reușim să înțelegem ce este iertare. Și vorbind despre iertare, poate unii dintre noi sau cei care ne urmăresc se întreabă, era nevoie de această iertare? Poate nici nu știu unii că au fost iertați, în ce context au fost iertați. Chiar acum trebuia această iertare din partea lui Dumnezeu să vină și modul acesta în care suntem gata să sărbătorim? Acum, pe plan social lucrurile merg mult mai ușor. Este adevărat. Din întrebarea dumneavoastră se subînțelege aspectul ăsta. Și anume că pe plan social noi nu putem sta unul lângă celălalt și nu mă refer fizic. Noi nu putem sta unul lângă celălalt, nu putem merge pe același drum în condițiile în care între noi există o problemă. Nu avem cum să mergem în aceeași direcție. De fapt, drumurile noastre se vor separa. Iar noi simțim că între noi este ceva, că între noi este o problemă, iar iertarea poate fi o soluție. Acum când vorbim de raportul nostru cu Dumnezeu, un alt text al Scripturii ne ajută aici. Pe când eram noi încă vrăjmași, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru noi. În ce sens ne ajută pe noi textul ăsta? Chiar dacă iertarea nu este o nevoie pe care noi să o conștientizăm, pasajul acela din Romani ne transmite de fapt că noi nu putem trăi fără să fim iertați. Chiar dacă noi nu trecem prin filtrul inimii, nu trecem prin filtrul minții, procesul iertării și îl desconsiderăm în raport cu Dumnezeu și poate în raport cu semenii, nevoia tot rămâne. Problema e că eu nu o conștientizez, dar ea există acolo. Iar eu nu pot să derulez viața în condiții normale când eu sunt într-o stare de vrăjmășie cu cineva. Iar ideea aceasta a divinității, pe care noi toți o avem într-o formă sau alta, ne obligă cumva să ne raportăm la divinitate într-un fel. Iar aici există o ostilitate de cele mai multe ori. De aici, din punctul ăsta de vedere, dacă este să intrăm pe direcția aceasta, în ostilitatea aceasta dintre mine și Dumnezeu pe care omul a creat-o, omul o hrănește, aici intervine sacrificiul Mântuitorului, intervine jertfa lui, revine mesajul acesta de reconciliere, de împăcare, în așa fel încât între mine și Dumnezeu să nu mai existe prăpastia respectivă. Am înțeles așadar că Dumnezeu a făcut lucrurile acestea ca să ne ierte. De asemenea, înțelegem ce este iertarea uitându-ne la El, așa cum a spus. Și trec la întrebarea aceasta pe care... Te opresc puțin. Da. Mai e un detaliu care ține tot de viața noastră. Dacă este să nu ne referim doar la partea teoretică, pentru că uneori avem simțământul că vorbim foarte bine din teorie, dar ne lipsește cumva lecția aceea de viață.
poate cea mai simplă definiție, nu cred că o găsim în vreo carte, nu am găsit-o, ci vine cumva din experiențele noastre ale tuturor. E aceea că iertarea este o deprindere. Nu poți să trăiești o zi fără ca cineva să nu te supere, să nu te deranjeze, să nu te calce pe picior, să nu aibă o problemă cu tine. Așa că în fiecare eveniment, în fiecare interacțiune umană, iertarea devine de fiecare dată o deprindere, e o necesitate. E nevoie ca în unele momente de tipul acesta, de felul acesta, de fiecare dată să conștientizăm că iertarea nu trebuie să o aplici doar într-un anumit moment, ci trebuie să ierți, pentru că nu ai încotro, cumva viața aceasta te obligă ca la fiecare pas să îți creezi exercițiul acesta, deprinderea aceasta de a ierta. Mulțumesc. Trec la întrebarea aceasta. De câte ori să iertăm? Unde a fost pusă întrebarea aceasta și cum ar trebui să înțelegem tot contextul acela în viața noastră? Da? Este o întrebare destul de amplă și pe noi ne frământă foarte mult. Adevărul este că nu o putea pune decât un om înclinat spre religie. În religie nu găsești matematică de câte ori să iert. Noi niciodată nu vom găsi exerciții matematice în Scriptură și nici în viața de credință. Viața de credință nu se joacă cu numerele. Aici nu facem aritmetică. Nu pentru că n-am ști, ci pentru că din perspectiva lui Dumnezeu aritmetica nu există. El nu contabilizează, El nu stă să numere. El revarsă har după har, moment de bunătate după un moment de bunătate. El face, spune textul Scripturii, să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Chiar dacă cei răi nu cer soarele, nu și-l doresc, Dumnezeu nu spune dau soare doar peste cei buni, ci spune dau soare peste toți. Acum, revenind la pasajul acesta, chiar dacă întrebarea are de-a face cu aritmetica, doar un om religios o putea pune. Și pasajul la care facem trimitere se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 18, de aici, de la versetul 21 la versetul 35, e vorba de pilda robului nemilostiv, e vorba de un împărat care își iartă unul dintre oamenii principali, trece peste datoria pe care acesta o are, însă în clipa imediat următoare, cel care a fost iertat trebuie să-și primească și el partea din partea ail cuiva care are o datorie la el. Iar aici atitudinea lui se schimbă. Și concluzia acestui pasaj, bineînțeles după ce este cumva condamnat în cuvintele acestea ale împăratului, pasajul se termină cu această idee pe care noi trebuie să o reținem. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Cu alte cuvinte, revin la ideea pe care eu tot am spus că o voi aminti în seara aceasta. Noi nu trebuie să ne luăm ca repere ale iertării oameni. Noi căutăm în mintea noastră de fiecare dată unele modele, unele repere, unele puncte de referință. Ei bine, noi nu le găsim și nu le vom găsi niciodată. Iar pilda aceasta ne arată că principala idee care trebuie să caracterizeze viața de credință și viața credinciosului este dacă vrei să ierți cu adevărat și dacă vrei ca viața să-ți meargă bine, modelul trebuie să fie de fiecare dată Dumnezeu. Acum, când vorbim despre răspunsul Mântuitorului la această întrebare, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7, cei care cunosc Scriptura foarte bine știu că acest text, această afirmație, cumva se explică printr-un alt pasaj pe care noi îl găsim în Geneza capitolul 4 cu versetul 24, în clipa în care vorbim de Cain. Și spune textul așa, Cain va fi răzbunat de 7 ori, Lamech de 70 de ori câte 7. Găsim o frază în oglindă, o afirmație în oglindă. Dacă în multe momente ne caracterizează răzbunarea, dacă în multe momente ne caracterizează spiritul acesta justițiar, individual, lecția Mântuitorului este aceasta, nu căuta să stai axat pe numere. Chiar și în popor există o vorbă pe care noi tot ne-o repetăm unii altora. Chiar dacă poate nu verbal, dar în mintea noastră afirmația aceasta există. L-am iertat odată, l-am iertat de două ori, da, a treia oară,
E prea de tot. Și după aceea schimbăm cumva proverbul și mergem spre ulcior. Și spunem că nu merge odată, nu merge de câte ori merge. Adică în mintea noastră iertarea este cumva limitată. Asta este viziunea umană. Noi nu putem, spunem noi, noi nu putem să iertăm. Și avem dreptate. Avem dreptate când spunem noi nu putem să iertăm. Noi nu putem să iertăm. De aceea iertarea, dacă se raportează la modelul divin, iertarea aceasta nu că devine ușoară, dar iertarea aceasta devine posibilă fără a face aritmetică. A renunțat la proverbele, l-am iertat odată, de două ori, de trei ori, gata. Numai a treia oară nu mai putem merge mai departe. Învățăm că, de fapt, uitându-ne spre Dumnezeu, raportându-ne la El, în parabola aceasta învățăm lecția aceasta destul de grea a vieții de credință, și anume, omul firesc nu are resursele necesare pentru a ierta. Deci, repet, omul firesc nu are resursele necesare pentru a ierta. Iertarea vine doar în clipa în care înveți în propria viață și din propria experiență ce este har. Tot capitolul 18 vorbește despre această idee, cu pilda cu aia rătăcită, iertarea greșirilor, și se termină capitolul cu pilda robului nemilostiv. Toate lucrurile acestea le studiem, le discutăm acum, pentru ca în practică să putem să aplicăm ceea ce trebuie. De aceea vă întreb o întrebare care mi-a venit acum în minte. Sunt persoane care n-au auzit niciodată de Dumnezeu sau n-au vrut, au evitat subiectul acesta și totuși au lucrul acesta de a ierta. Cum de îl manifest în felul acesta, cum de sunt gata să ierte pe alte persoane, dacă nu conștientizează că imită pe Domnul Iisus Hristos? Cum realizează ei lucrul acesta? Eu cred că acum fiecare om, chiar dacă nu are cea mai clară înțelegere a persoanei lui Dumnezeu, nu are înțelegerea pe care eu o am cu privire la El luată din Scriptură, acum eu cred că fiecare dintre noi are ceva așezat în el acolo de către Dumnezeu. Scriptura spune în felul următor. Cartea Eclesiastul, în mod deosebit, spune că în om există gândul acesta al veșniciei. Omul, indiferent ce face, se gândește la veșnicie. Eu cred că alături de veșnicie, dorința aceasta, nevoia aceasta de a ierta, repet, este o nevoie de a ierta. Pentru că dacă n-ar fi fost o nevoie de a ierta, eu aș fi complet indiferent față de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Dar interesant este când eu știu că între mine și cineva, o altă persoană, e o problemă. Nici pentru mine, nici pentru celălalt viața nu merge, chiar dacă ea arată a fi în parametrii normali. Acum eu cred că oamenii sau omul care nu are o imagine corectă despre Dumnezeu poate să ierte. Bineînțeles că aici vorbim despre reminiscențe ale ideii biblice de iertare. Cum la fel vorbim despre reminiscențe biblice ale ideii de veșnicie. Vă dau un exemplu. Parcă Lucian Boia, în urmă cu câțiva ani, a scris o carte despre omul care e în căutarea eternității, în căutarea veșniciei. Și este foarte interesant acolo că prezintă cumva ideea aceasta cum în diverse culturi omul are gândul veșniciei, dar fiecare își construiește propriul drum. Plec de la ideea asta, o părăsesc și mă duc spre subiectul nostru din această seară. Oamenii se gândesc la iertare, însă au o imagine incompletă despre iertare, pentru că imaginea completă cu privire la iertare este luată, furnizată, ne este oferită de imaginea aceasta pe care noi o avem despre Dumnezeul acesta pe care Scriptura ne-l prezintă. Deci da, omul poate ierta, dar vorbim despre unele înțelegeri limitate ale iertării. Aici vorbim și despre modalități în care oamenii pot obține iertare. De exemplu, în creștinism, în Vechiul Testament, pentru a obține iertare era nevoie să aduci o anumită jertfă. Da? În alte culturi, de exemplu, în alte religii, aduci jertfa unei zeități. Da, pentru a căpăta iertare. Dar ce drept? Discuția este mult mai vastă, este mult mai complicată. Dar ideea este aceasta, eu cred că alături de veșnicie și legat de subiectul nostru, și iertarea face parte din ADN-ul uman.
Face parte din ceea ce Dumnezeu a pus în inima omului, iar acum omul, doar descoperindu-se pe sine în lumina lui Dumnezeu, poate să revină la ceea ce Scriptura spune ca fiind iertare. El doar în clipa respectivă poate ierta așa cum îi cere și solicită Dumnezeu. Vreau să mă îndrept către cei de acasă și să le adresez o întrebare la care ar putea să răspundă. Și anume, dacă ați fost vreodată iertați de o greșeală pe care ați făcut-o și de la care nu v-ați fi așteptat ca celălalt să reacționeze în felul acesta, să vă ierte, sau dacă dumneavoastră ați iertat pe cineva și apoi ați observat cât de bine v-ați simțit și dumneavoastră și cealaltă persoană. Dacă ne puteți povesti câteva din întâmplările acestea, ne-ar face bine să le citim. Aș vrea să terminăm și să epuizăm cumva acest pasaj cu o ultimă întrebare. Ultimul verset din acest pasaj este unul care pare că ne condiționează iertarea noastră față de Dumnezeu Tatăl atâta timp cât noi vom fi dispuși să iertăm. Și întrebarea vine instantaneu, ar trebui să iertăm în orice circunstanțe, orice ni s-ar întâmpla? Acum, iarăși, e destul de greu, adică și nu o să intru în exemplificări pentru că ne-am consumat foarte mult timp. Însă ideea ar fi aceasta, atunci când ierți, iertarea nu anulează anumite cerințe. Fie că sunt cerințe juridice, da? Și aici poate cei care ne urmăresc ar putea să intre pe ideea aceasta. Ideea este că atunci când ierți, nu înseamnă că nu mai ai așteptări. Atunci când ierți, nu înseamnă că nu ignori totul. Asta înseamnă că atunci când ierți, nu ar trebui să fim conduși la ideea că toate celelalte aspecte ar trebui să fie neglijate. Adică eu te iert, dar unele așteptări oricum vor exista. Chiar dacă noi nu vorbim de unele așteptări, ele oricum vor exista. Aceasta este o parte. A doua parte are de-a face cu ideea aceasta de condiționare pe care noi o vedem în versetul 35. Acum e destul de greu să-i spui unui om, unui credincios, știi, ești condiționat în felul acesta. Dar dincolo de aspectul restrictiv al versetului 35, există și un alt unghi din care putem privi acest verset. Și anume, versetul acesta ar trebui să fie și o provocare pentru noi astăzi. Și anume, versetul 35 ar cumva reprezintă un standard la care noi ar trebui să ne ridicăm atunci când noi vorbim despre iertare. De ce zic că ar trebui să fie un standard? Pentru că noi nu iertăm cum trebuie, uneori noi nici nu iertăm. Noi încurcăm iertarea cu neglijarea, încurcăm iertarea cu ignorarea problemei, însă pasajul ne învață în felul următor. Viața socială, pentru că aici în mod deosebit vorbim despre iertare, viața socială e o provocare, dar și cerințele lui Dumnezeu intră pe linia aceasta unei provocări și anume, noi suntem învățați să ne ridicăm la înălțimea acestei provocări pe care Dumnezeu o așează aici. Și din clipa în care înțelegem că noi trebuie să iertăm cum ne iartă Dumnezeu, nu se mai poate observa sau nu mai avem atât de mult curiozitatea de a surprinde aspectul negativ al problemei, deși el în text, el există. Dar el există ca o imagine de referință, ca un punct de referință, ca o ancoră pentru noi. Și anume, acesta este modelul. După ideea aceasta pe care Dumnezeu o așează de iertare, noi ar trebui să funcționăm. Vreau să pun o întrebare practică pentru cei de acasă, care probabil în anumite situații au fost victime. Ce ar trebui să facă o astfel de persoană, dacă ar trebui să facă ceva, față de persoana care a greșit? Ar trebui să o abordeze într-un fel. Sunt anumiți pași pe care ar putea să-i ia la rând și să încerce să se împace. Normal ar trebui ca persoana care a greșit să simtă acest lucru, dar din neștiință poate nu-și dă seama sau nu vrea. Se poate ca victima, să spunem în cazul acesta, să facă ceva? Acum,
În viața bisericii există un principiu, există un pasaj biblic pe care noi îl folosim. Noi nu o să intru în foarte multe detalii legat de acest pasaj. El se găsește în Evanghelia după Matei, eu am Biblia deschisă chiar aici, și sunt de la versetul 15 la versetul 20. Sunt pașii pe care spune Scriptura că noi ar trebui să îi urmăm. Însă până să răspund la întrebarea aceasta, cred că este important să vedem de ce este vital să ne iertăm unii pe alții. Dincolo de cel care ia inițiativa sau dincolo de cel care este rănit, există concluzia la mijloc. Iar în pasajul acesta, concluzia e versetul 20, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. De ce Iisus Hristos spune la sfârșitul acestui pasaj pentru noi, pentru El este un discurs, este un dialog, de ce îl spune această idee, unde sunt doi sau trei adunați în mijlocul, sunt adunați pentru numele meu, sunt și eu în mijlocul lor? E foarte interesant, acești doi sau trei, dacă nu sunt împăcați, relațiile nu pot exista, El nu poate fi în mijlocul lor. Noi folosim pasajul acesta, de exemplu, l-am folosit în pandemie pentru a sublinia ideea aceasta. Noi nu suntem mulți la biserică, suntem 2-3, dar e bine că Iisus este în mijlocul nostru. Nu neg această aplicare a acestui text, însă pasajul în primul și în primul rând nu se referă la lucrul ăsta, ci pasajul în primul și în primul rând se referă la ideea asta, unde sunt doi sau trei adunați care au relații sănătoase, relații biblice, ca în trupul lui Hristos, cum spune Apostolul Pavel, în clipa respectivă eu sunt în mijlocul lor. Deci de ce ar trebui eu să mă împac? Pentru că era întrebarea de mai devreme. De ce ar trebui să ne împăcăm? Când noi ne putem vedea fiecare de viața lui. La biserică nici nu prea te mai vezi și când te vezi unuia pe parte, unuia pe cealaltă parte, în viața de zi cu zi, în familie mai delicat subiectul, că te izbești de partenerul de viață, de copii și aici e mai greu. Dar de ce e nevoie să ierți? E nevoie să ierți pentru că raportarea nu o fac doar eu la tine și tu la mine, ci noi doi împreună ne raportăm la altcineva. Bun. Și acum, pentru că am introdus punctul de referință pe care am spus că îl voi sublinia în tot acest dialog al nostru, punctul de referință fiind eu în mijlocul lor, din clipa respectivă toate lucrurile se schimbă. Eu cred așa. Înainte de a da pașii pe care orice om cred că îi găsește într-o carte de psihologie. Singura filozofie de viață care te învață cum să ierți este filozofia biblică. Pentru că în filozofia biblică există un element distinctiv pe care nu îl găsești în nicio altă psihologie și nicio altă concepție despre lume și viață. Iar punctul ăsta de referință este cel mai important, care face subiectul delicat, dificil, dar în același timp extrem de antrenant. De ce? Eu când am nevoie de iertare, tu când ai nevoie de iertare, noi doi care nu mai putem sta, noi avem nevoie ca El să fie în mijlocul nostru. În rest, în toate celelalte cărți și în toate celelalte concepții despre lume și viață, noi găsim ideea aceasta, noi trebuie să ne armonizăm unul cu celălalt. Avem copii, copiii trebuie să trăiască dacă e vorba de familie, avem credite la bancă și trebuie să ne rezolvăm problema. Observați un lucru, sunt priorități sau sunt aspecte secundare, ele sunt importante, evident. Dar nu este motiv pentru care noi ar trebui să ne împăcăm. Ci motivul pentru care noi ar trebui să ne împăcăm este că El trebuie să fie în mijlocul nostru, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de biserică. Iar aici intră unicitatea gândirii creștine, unicitatea aspectului biblic. Și din clipa asta putem vorbi despre pașii pe care noi îi găsim peste tot. Un prim pas este cel pe care noi îl găsim în predica de pe munte, pasajul la care am făcut trimitere. Și anume, dacă tu ți-aduci aminte că cineva are ceva împotriva ta, n-ai greșit tu, dar tu ți-aduci aminte. Lasă-ți darul și fă pașii necesari în direcția aceasta a iertării. Acum, noi avem o gândire și asta e gândirea naturală a omului firesc. N-am greșit eu, El să vină. Dar eu n-am făcut eu, El a făcut, El să vină. Gândirea biblică nu subliniază partea aceasta, iarăși un element unic. Tu când îți aduci aminte, fă pașii, închinarea este zădărnicită. Închinarea este anulată în absența împăcării, ceea ce e un aspect extrem,
extrem de vital pentru liturgica noastră, dar și pentru momentele noastre de devoțiune și de închinare. Un al doilea pas pe care eu îl văd necesar, și aici intrăm în elementele comune, pe care eu cred că orice om le știe și nu cred că aici sunt dificultăți, doar reamintim. Intră nevoia aceea de comunicare. Nu există împăcare fără cuvinte, ci e nevoie de dialog. Dar aici, atunci când doi oameni dialoghează, aici este o altă parte extrem de tenebroasă, dificilă, întunecată. Pentru că noi nu știm să comunicăm. Noi înțelegem iertarea într-un anumit fel și iertarea aceasta se regăsește cumva în cuvintele și în ideile pe care noi le folosim și modul în care noi punem problema. Un alt lucru, și mă opresc aici, un alt lucru care este extrem de important este să accept din start că mă pot împăca cu omul respectiv, dar să știu că omul respectiv există posibilitatea să mă dezamăgească din nou. Adică și aici revenim la chestiunea de aritmetică. Înveți să trăiești cu omul respectiv acceptând faptul că există posibilitatea că el se greșească. Și aici sunt extrem de multe prejudecăți și aspecte care ne împiedică să funcționăm pe linia aceasta. Dacă modelul nostru este Iisus și ar trebui să iertăm, aș vrea să complic un pic situația, putându-mă la un alt verset în care Domnul Iisus este gata să plece la Tatăl și a încheiat misiunea pe pământ, le dă Duhul Sfânt ucenicilor și le spune următoarele cuvinte: celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține, vor fi ținute. Cum ar trebui să înțelegem pasajul acesta? Acum, pasajul așezat în nota, într-o notă teologică, combinat pasajul acesta cu alte pasaje, te duce spre construirea unei teologii care ne-ar putea duce la anumite concluzii care sunt nebiblice. Acum, dacă este să așezăm pasajul acesta lângă un alt pasaj la fel de dificil, deși un text dificil nu se explică cu un alt text dificil, ideea pe care noi ar trebui să o luăm de acolo este că ori de câte ori biserica, pentru că trebuie să legăm pasajul acela și de pasajul din Matei capitolul 16 cu cheile împărăției care au fost date, orice veți lega în cer va fi legat, orice veți dezlega. Dacă ar fi să așezăm cele două versete unul lângă celălalt, ideea ar fi că ori de câte ori un om sau o biserică, un individ, un credincios sau o biserică acționează în conformitate cu modelul Hristic, cu modelul biblic, cu învățătura biblică autentică, există un ecou a ceea ce el face pe pământ și în cer și din cer există un ecou pentru ceea ce se va întâmpla pe pământ. Doar în sensul acesta cred că putem înțelege, pentru că altfel, în alte condiții, ajungem la un monopol al individului sau un monopol al bisericii asupra subiectului iertării. Iar aici trebuie să rezolvăm multe alte dificultăți. Ce drept, înțelegerea aceasta nu este specifică bisericii adventiste. Este specifică unei alte biserici. Însă trebuie să înțelegem că și versetul ăla, prin referința dată de dumneavoastră, și cel din Matei, dar și învățătura aceasta în ansamblu subliniază cumva că atunci când vine vorba de un om credincios, de un om care se declară a fi credincios, legat de Hristos prin viață, prin legătură, prin devoțiune, el este nevoit să-și coordoneze pașii credinței cu cerul, cu împărăția, cu normele și cu valorile pe care noi le găsim în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ne apropiem de finalul acestei discuții, aș vrea să atingem un pic și aspectul acesta al rugăciunii Domnului Iisus. Domnul Iisus răspunde unei alte cereri ale ucenicilor și spune, uite așa să vă rugați, un exemplu, rugăciunea domnească, și la finalul acestei rugăciuni, printre multe alte cuvinte pe care le enumeră Domnul Iisus, este ca o concluzie ideea aceasta iertării. De ce scoate Dumnezeu în evidență tocmai lucrul acesta
și nu altceva și ce ar trebui să înțelegem noi? Eu cred că dacă este să așezăm subiectul acesta rugăciunii și modelul acesta pe care Mântuitorul ni-l lasă, mesajul se găsește în Matei capitolul 6. Eu aici spre acest pasaj mă duc. Eu înțeleg din pasajul acesta că iertarea nu prea este o opțiune. Ea este o opțiune, suntem liberi. Dar pentru gândirea creștină nu este o opțiune. De ce zic că nu este o opțiune? Pentru că aici trebuie să vorbim cumva despre responsabilitățile. E un termen pe care noi astăzi îl folosim în dreptul oricărei sarcini pe care o primim, fie că e vorba de serviciu sau fie că este vorba de o treabă casnică, nu contează. Noi vorbim despre responsabilități. Chiar și în politică găsim termenul ăsta. Însă dacă este să-l așezăm din perspectiva noastră, pentru că noi ne raportăm la Iisus Hristos, pentru că noi ne-l dorim pe El în mijlocul nostru și pentru că noi vrem să mergem cu El la braț, în condițiile astea, rugăciunea pe care Mântuitorul ne-o prezintă ca model accentuează tocmai acest punct. Și anume, iertarea devine o preocupare, o responsabilitate. Nu mai este o temă facultativă. Noi nu putem merge așa, spune, parafrazând textul. Noi nu putem merge așa. Gândiți-vă că în Faptele Apostolilor noi găsim afirmații destul de puternice. Ei erau toți adunați la oaltă, erau toți strânși, toți se rugau, Duhul lui Dumnezeu se cobora. Adică noi vedem aici un mesaj pe care îl transmitem oamenilor despre cine conduce viața noastră. Din perspectiva aceasta nu doar misionară, nu doar evanghelistică, ci din perspectiva aceasta transmiterii valorilor, noi înțelegem că iertarea devine o preocupare pe care noi ar trebui să o avem constant în mintea și în sufletul nostru. Pentru că, și aici trebuie să explic puțin, doar prin câteva propoziții, ideea de suntem cumva lăsați fără opțiune. Pentru că noi ne dorim atât de mult prezența Mântuitorului în viața noastră. Pentru că noi ne dorim atât de mult prezența Mântuitorului în viața de familie. Și pentru că noi ne dorim atât de mult prezența Lui în biserică, noi nu putem merge și spre împărăție, noi nu putem merge cumva certați, nu putem merge având tensiuni, ci noi trebuie să rezolvăm aceste probleme. De ce trebuie să rezolvăm aceste probleme? Pentru că noi ne dorim prezența Lui, noi ne-L dorim pe El. Dacă este să așez subiectul aici, în filozofia aceasta pe care Iisus o prezintă, observ astăzi că oamenii nu vor să se mai ierte. Fie că vorbim despre biserică, fie că vorbim despre societate. De ce nu vor să se mai ierte? Pentru că iertarea ține de o filozofie unică din punctul meu de vedere. E filozofia biblică. Iar filozofia biblică îmi spune, eu chiar dacă nu am un motiv pentru care m-aș împăca cu tine, noi tot trebuie să ne împăcăm. De ce? Pentru că atunci când noi doi nu suntem împăcați, El nu e mijlocul nostru. El nu e cu noi. Acest mijloc înseamnă mijlocul nostru, înseamnă familie, înseamnă activitate, acest mijloc înseamnă biserică, înseamnă tot ce are de a face cu existența noastră. Oamenii nu vor să se mai ierte. De ce nu vor să se mai ierte? Pentru că în realitate oamenii au pierdut dimensiunea spirituală a iertării. Au tone de cărți pe tarabă cu privire la ce înseamnă iertare. 50 de pași prin care să ierți. Dar de ce nu ne ajută asta? Pentru că noi nu avem o problemă cu pași. Noi avem o problemă cu filozofia. Iar filozofia ne spune, noi îl vrem pe El. Și dacă este să vorbim din perspectiva spiritului profetic, tabloul chiar devine luminos. Pentru că dacă este să vorbim din perspectiva spiritului profetic, din perspectiva scrierilor Ellen White, atunci asta ar însemna că noi doi vom fi împreună în cer. Iar prin descrierile pe care noi le găsim în spiritul profetic, acolo cumva omul, noi trebuie să trăim în armonie. Cum trăiești în armonie? Aici trăind în armonie, armonia de aici de pe pământ se va continua în împărăție. Aș vrea să parafrazez un pic ce ai spus, în sensul că
Se întâmplă ca să venim aici, la biserică, să ne simțim bine sau să ne facem treaba în diferitele slujbe pe care le avem, însă să avem o problemă cu fratele, cu sora noastră și să nu fim conștienți că Dumnezeu nu este prezent în mijlocul nostru datorită acestei prefăcătorii, să-i spunem până la urmă, adică arătăm la exterior cât de bine este, dar față de celălalt nu putem să ne manifestăm acest obicei al iertării sau nu putem să ne împăcăm. Aș vrea totuși să întreb, aș vrea să știu de ce se întâmplă acest lucru, dar poate nu găsim răspuns, însă aș vrea să întreb dacă e corect ca față de o persoană pe care ești dispus să o ierți, apoi să cauți să o eviți, să nu mai intri în anturajul ei, să nu mai apelezi la ea. Uh-huh. E corectă această atitudine sau ar trebui să arăți din nou aceeași... Parcă nu s-a întâmplat nimic. Să-i dai credit și relația să înceapă parcă de la zero. Cum este corectă atitudinea în acest sens? Eu pentru mine, legat de prima întrebare la care a spus că nu există un răspuns, eu pentru mine am un răspuns. Nu mă satisface pe deplin, cum nu cred că o să-i satisfacă pe deplin nici pe cei care ne urmăresc în clipa aceasta. Și anume, viața de multe ori ne este condusă de pornirile care vin din natura noastră pământească. Este ceea ce Apostolul Pavel spune în fapte, în Romani, capitolul 7 și 8, de războiul acela pe care noi îl găsim în interiorul fiecărei ființe umane, între Duhul de viață și firea pământească. Aici ar fi o primă explicație de ce am spus că nu mă satisface, pentru că simțim nevoia de răspunsul mult mai profund, însă lupta aceasta nici noi, în propria noastră existență, nu reușim să o înțelegem. Acum, revenind la a doua parte a întrebării, eu cred, ancorat zic în realitatea vieții, că noi în procesul acesta, pentru că noi vorbim despre iertare ca despre un proces, ca de niște pași pe care îi facem în direcția asta, noi trebuie să înțelegem că ori de câte ori iertăm, teoretic, practic, toți știm ce se întâmplă. Teoretic, trebuie să aibă loc o resetare, dar n-are legătură cu ceea ce noi găsim în publicații vorbind despre mare resetare. Nu la aia ne referim, ci în sensul că trebuie să aibă loc o resetare a gândirii noastre. Și anume disponibilitatea de a relua relația cu celălalt. Acum, în ce măsură relațiile pot fi la fel, ancorat tot în realitate, eu cred că relațiile nu mai pot fi la fel. Ne putem ierta, putem cădea de acord asupra unor puncte, putem să decidem împreună care sunt limitele relației noastre, însă omenește vorbind, oamenii nu își pot reseta gândirea. Cea mai mare provocare pentru această resetare prin iertare a minții are loc în viața de familie, unde trăiești cu partenerul de viață și ești de fiecare dată provocat la un interval de timp să ierți. Acolo, da, și aici vedem că divorțul nu mai este o problemă. De aceea cred, omenește vorbind, fac această distinție. Omul nu poate să se uite la celălalt, pentru că aici intervin amintirile pe care noi le avem. Și deja cumva discuția noastră s-ar putea dezvolta din punctul acesta. De multe ori noi nu putem ierta pentru că amintirile sunt cele care ridică unele obstacole. Eu cred că iertarea, apropo, revenind la prima întrebare a discuției, a dialogului nostru, iertarea ar trebui să aibă legătură și cu faptul că noi nu mai avem anumite emoții negative față de celălalt. Dar învățăm să trăim cu amintirile pe care le avem. Iar în clipa în care noi avem unele amintiri, unul despre celălalt,
dar nu mai avem trăirile respective, de trăirile respective eu cred că se poate ocupa Dumnezeu. Ce înseamnă trăiri? Înseamnă unele emoții negative, înseamnă unele sentimente negative pe care noi le avem, iar astea, din punctul meu de vedere, doar Dumnezeu le poate vindeca. Noi spunem, timpul va rezolva. Nu cred că timpul rezolvă nimic, ci cred că Dumnezeu e cel care intervine. Îmi dau seama că avem atât de multe expresii pe care le folosim și dacă le așezăm în contextul acesta al iertării, sunt chiar nefericite, nu ne ajută deloc cultura aceasta populară pe care o folosim în contextul acesta, dacă nu fugim la Biblie. Și aș vrea, pentru că suntem pe final, așa cum am spus, ca o concluzie, în concluzia aceasta pe care o veți face, să țineți cont de următorul pasaj. Pentru că a spus mai devreme că odată ce ne iertăm unii pe ceilalți, nu mai suntem la același nivel. Probabil majoritatea dintre oameni au spus, e clar, înseamnă că suntem mai depărtați, suntem mai reci. Dar prin iertare câteodată se întâmplă ceva ciudat, să spun, sau ceva extraordinar. Se leagă ceva și mai bine. Și dau un exemplu, în Luca 7:47, spune în felul următor, îți spun păcatele ei, vorbește Domnul Iisus aici despre o femeie, și se adresează unui învățat, spune, îți spun păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Cum vine lucrul acesta? Dacă iubești mult, indiferent de cât de mult ai greșit, ți se iartă. Ce ar trebui să iubim până la urmă? La ce se referă? Pentru că ne interesează, vrem, poate unii se gândesc că sunt foarte păcătos și nu cred că mă va ierta Dumnezeu. Eu traduc pasajul acesta în felul următor. Omul cu cât conștientizează mai mult greșelile, păcatele pe care le are și cu cât își dă seama mai mult că Dumnezeu îi le iartă, deci ele sunt mari, dar în același timp își dă seama că iertarea lui Dumnezeu acoperă aceste păcate, acoperă aceste greșeli, răspunsul pe care îl dă omul acestei iertări, răspunsul nu poate fi decât unul singur, ne spune Scriptura, și anume, omul respectiv nu poate să iubească. Ce spune pasajul? Printre altele, omul iubește și în măsura în care își dă seama că el nu ar merita iertare. Dar prin faptul că el este iertat, deși nu merită să fie iertat, el, sentimentul lui de recunoștință este atât de mare încât el nu poate să nu-l iubească pe cel care i-a acordat iertare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că pasul principal, primordial din pasajul acesta este noi să înțelegem, să conștientizăm în ce măsură suntem greșiți. Cât de mari sunt păcatele noastre, cât de mare este vina noastră, pentru că și aici și în dreptul acestui punct trebuie vorbit. Și în clipa în care vina noastră este cumva anulată de harul pe care Dumnezeu ni-l oferă și recunoștința noastră se întoarce către Dumnezeu, nu poți decât să-L iubești pe Dumnezeu, pentru că tu nu meritai să fii iertat. Tu nu ai fi meritat iertarea din partea lui Dumnezeu. Eu sunt uimit de multe ori, mă uit la unele experiențe ale iertării pe unde le prind, fie că vorbim de rețele sociale, fie că vorbim de unele cărți. Eu sunt uimit, pur și simplu, de unele experiențe pe care oamenii le au, pe care și le descriu cu atâta entuziasm, cu atâta bucurie, cu atâta efervescență. Unii încep să plângă în clipa în care sunt iertați. Și spui întrebarea, bun, dar de ce altul nu plânge? Dar de ce altul nu este emoționat? Dar de ce uneori iertarea este atât de rece, atât de distantă? Pentru că omul, în definitiv, aplicăm acest pasaj, omul își dă seama că el nu ar fi meritat să fie iertat, este iertat, are o vină mare, iar el nu mai poate de bucurie, el este atât de fericit că este iertat. Ei bine, dacă să așezăm
lecția aceasta în dreptul relației noastre cu Dumnezeu, noi de fapt am înțeles ideea principală a dialogului nostru din această seară. Și anume, ideea principală a dialogului nostru este: noi vom copia modelul de iertare pe care îl găsim în Scriptură și pe care Dumnezeu ni-l oferă. Nu mai avem cum să intrăm în teologia Vechiului Testament și Noului Testament să vedem ce este iertare. Însă, odată ce ne ducem spre această direcție, noi înțelegem că noi vom putea ierta doar în măsura în care ne dăm seama că noi înșine n-am fi meritat iertarea din partea lui Dumnezeu. Și când îmi dau seama că eu nu aș fi meritat iertarea lui Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu m-a iertat, că mă uit spre cel care este lângă mine și care poate mi-a greșit, eu nu mă raportez la el, că poate el nu merită. Eu mă raportez la Dumnezeu, nici eu nu meritam. Nici eu nu ar fi trebuit să ajung până acolo, că nici n-ar fi trebuit să exist. În câte momente Dumnezeu nouă nu ne-a dat har? Noi nu putem da har în sens teologic mai departe, dar noi putem oferi din generozitatea aceasta și din modelul acesta, din filozofia aceasta fantastică pe care noi o găsim în Scriptură și pe care o putem așeza în dreptul vieții noastre, o putem oferi într-o formă atât de practică și atât de vizibilă. Mulțumesc pentru gândul acesta și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Suntem gata să luăm întrebările dumneavoastră. Am văzut că ați reacționat, avem deja câteva întrebări pe care le vom lua și aproximativ 20 de minute vom încerca să răspundem acestor întrebări. Dar înainte, până mai vin întrebări de la dumneavoastră, aș vrea să o invit încă o dată pe Andra și ne va cânta o melodie la care să ne gândim: Tu îmi ești speranța. Thank you.
Mulțumim încă o dată, Andrei, pentru cântarea aceasta și ne îndreptăm așadar direct către întrebările dumneavoastră. Sunt multe întrebări și vă mulțumim pentru felul în care ați reacționat. Unele dintre întrebările dumneavoastră vom încerca să răspundem în privat și o să rog pe pastorul Florin să răspundă cât mai concis. Suntem presați de timp. Vreau să adresez această primă întrebare. Cei care iartă dau dovadă de slăbiciune? Asta este o întrebare pe care noi ne o punem în mod frecvent. Eu cred că cel care iartă dă dovadă de noblețe, cel care iartă dă dovadă de cea mai bună filozofie de viață pe care el o are. Ideea de slăbiciune vine cumva din cultura pe care noi o vedem, în mijlocul căreia noi trăim astăzi, și care ne învață că iertarea este de fapt, nu numai iertarea, și iertarea și umilința și alte trăsături virtuți creștine sunt niște slăbiciuni. Din punctul ăsta de vedere, nu. Însă, și încerc să rezum răspunsul, a ierta nu înseamnă ca să nu mai ai unele așteptări. A ierta nu înseamnă să nu mai poți comunica în termeni clari și să nu mai poți spune că ai unele așteptări. Din punctul ăsta de vedere, noi trebuie să înțelegem clar. Și anume, iertarea dovedește o inimă mare, generoasă, cu o filozofie sănătoasă de viață, e slăbiciune pentru societate, pentru lume, ne înalță pe noi, pentru că, din punctul ăsta de vedere, noi suntem învățați de către Hristos cum să funcționăm, dar în același timp, noi trebuie să înțelegem că poate fi un semn de slăbiciune în clipa în care între mine și celălalt nu există un dialog clar, ferm, cu unele așteptări evidente, în așa fel încât relația să poată funcționa bine pe mai departe. O altă întrebare, ca să ne ierte Dumnezeu, a plătit cu viața Fiului Său. Când noi păcătuim față de aproapele, cui trebuie să plătim, ne scrie Anta. Acum, jertfa Domnului Iisus Hristos are rol ispășitor. Între noi nu există ideea de ispășire. Da? Adică eu nu trebuie să-l aștept pe celălalt ca el într-un fel sau altul să-mi plătească prin ceva faptul că eu îl iert. Cum nici eu, tocmai aici este partea bună, că în relația aceasta om și Dumnezeu, Dumnezeu a plătit și spune textul, eu sunt o făptură nouă, dar pe lângă faptul că sunt o făptură nouă, mie mi-a fost credințată slujba împăcării. Eu nu am rol ispășitor, adică eu nu trebuie să mă sacrific, pentru că eu nu am rol mântuitor. Dar eu ce pot face este să înțeleg ce a costat sacrificiul, să înțeleg că eu sunt un om nou și să înțeleg, printre altele, că slujba aceasta a împăcării mi este oferită mie, adică eu devin un mesager al împăcării, transmit mesajul acesta al omului care trebuie să se împace cu Dumnezeu, dar în același timp eu trebuie să fiu cel care să ofere. Aici nu știu ce cuvânt să găsesc, în mod normal ar trebui să fie în mod gratuit. Ar trebui să ofer fără să aștept ca celălalt să-mi plătească prin ceva, pentru că el nu poate plăti, dă dezamăgit, oricum o va dezamăgi. Dar eu tocmai asta învăț să acord bunătate, dar nu din firea pământească. Aici ar trebui să intrăm și în ceea ce înseamnă neprihănirea prin credință. Noi ne uităm unii la alții prin ochi firești, prin ochii firești normali. Ai greșit, ne judecăm, nu suntem de acord, căutăm motive de dezbinare. Aici este filozofia neprihănirii prin credință, a înțelegerii uimitoare a acestui adevăr puternic. Și anume, noi ne uităm unii la alții prin ochii lui Hristos. Dar noi nu ne putem plăti unii altora. Sper că am înțeles corect sensul întrebării. Și ați răspuns în același timp și la o altă întrebare care spunea în felul următor. Iertarea este darul pe care eu pot să-l ofer altcuiva și îl ofer fără a aștepta nimic în schimb? Doar, nu, dar tocmai. Oare tocmai, asta ne dorim? Întreabă tocmai, persoana respectivă. Tocmai. Asta este în clipa în care eu îl iert pe celălalt sau celălalt mă iartă pe mine. Noi nu mergem așa, adică
noi mai avem o expresie, aruncăm totul, să nu se vadă, băgăm totul sub preș și viața merge mai departe. Nu, neglijarea motivului care ne-a dus în situația asta, da, motivul respectiv ne-a dus în punctul ăsta. Noi trebuie să rezolvăm problema. Noi nu învățăm că iertarea este da, da și mergem mai departe și peste două, trei ore suntem tot în același punct. De-aia zic că iertarea este dificilă, pentru că ea cumva pleacă din nou de la niște așteptări. Cătălin răspunde la întrebarea aceasta pe care am adresat-o pe la început și spune că de fiecare dată a încercat să ierte, să imite modelul Domnului Iisus. Și probabil i-a făcut, cel mai sigur, i-a făcut bine acest lucru, iar întrebarea care vine ulterior este cum e mai bine să spunem celorlalți ce ne supără sau nu? Acum depinde de natura a ceea ce ni s-a întâmplat. Sunt momente în care trebuie să mărturisești, sunt momente în care nu trebuie să mărturisești. Există un capitol extrem de important în Calea către Hristos, o carte scrisă de Ellen White, în care găsim acolo, chiar așa, acesta este titlul acestui capitol, Mărturisirea păcatelor, și de acolo putem extrage unele învățături valabile astăzi. Dacă greșeala este evidentă, dacă o greșeală ne-a adus în punctul ăsta, noi trebuie să o discutăm, noi nu o evităm. Dar dacă există doar o problemă pe care eu o am în mintea mea și despre care tu nu știi despre ce e vorba, cel mai bine este să mi-o rezolv eu cu Dumnezeu. Cel mai bine este în dialogul meu cu El să rezolv problema aceasta. Mai e un aspect extrem de important. N-are legătură cu întrebarea, dar are legătură cu cele câteva întrebări pe care le-am discutat. Noi până nu învățăm ce înseamnă să fim noi iertați de Dumnezeu, noi nu vom putea ierta. Adică până când eu nu apreciez iertarea divină, eu nu voi aprecia dialogul dintre noi pentru ca problema să fie soluționată. Doamna Georgeta ne scrie ce facem atunci când Dumnezeu ne iartă, iar noi nu ne putem ierta. Da, aici este o mare, mare problemă. Aici trebuie să înțelegem că iertarea... Când Dumnezeu ne iartă, nu ne dă nimic scris. Nu e ca la când te duci la o instituție a statului și îți dă o hârtie. Am alergat de curând după o hârtie și de la o hârtie am ajuns la un teanc. Pentru că aveam nevoie să fiu sigur că lucrurile sunt cum trebuie, toată lumea mi-a dat hârtii. Dar asta era procedura. Dumnezeu nu-ți dă o hârtie în care să spună ești iertat. Ok, o bag la dosar și eu sunt liniștit. Ce trebuie să înțelegem că iertarea se acceptă, este un act al credinței mele în Dumnezeu. Eu înțeleg că Dumnezeu mă iartă prin credință pe baza a ceea ce găsesc în Scriptură. Eu poate nu am dovada și aici oamenii așteaptă tot felul de dovezi, poate un sentiment înălțător, poate că mă voi simți bine, că poate că voi avea o stare de euforie, poate că voi fi fericit, mă ridic de pe genunchi, gata, Dumnezeu m-a iertat. Nu trebuie să verificăm iertarea oferită de Dumnezeu în felul ăsta. Pentru că reperul meu că sunt iertat nu e nici emoția, reperul meu nu este nici ce spui tu, ci reperul meu este ce se întâmplă între mine și Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu mi-a spus că m-a iertat, am fost iertat. Eu trebuie să-L cred pe El. Dacă nu-L cred, eu ar trebui de fapt să umblu cumva la înțelegerea mea despre Dumnezeu. Iar înțelegerea mea despre Dumnezeu îmi spune că El nu mă poate ierta. De ce nu mă poate ierta? Pentru că eu nu mă pot ierta. Păi da, dacă El, Cel care îmi dă viața veșnică, mă poate ierta pe mine, eu de ce nu mă pot ierta? El care mă răsplătește cu iertare, de ce eu n-aș putea să fac lucrul ăsta? În cazul ăsta, sper să nu deranjez, faptul că nu mă iert devine o problemă de egoism. E o formă prin care eu păstrez egoismul meu. Eu nu trebuie să mă pun pe mine ca reper al iertării. Dacă Dumnezeu a spus că mă iartă, mă iartă, eu trebuie să-L cred pe El pe cuvânt. Sperăm că va trece peste problema aceasta. Nu, dar asta este o problemă prin care eu nu mă raportez doar la unele întrebări, pentru că unele dintre întrebările pe care
le primim în seara asta, sunt întrebări cu care și eu mă frământ. Răspunsul, da, îl ofer și eu aici. Dar eu cred că asta, problema aceasta a iertării, e o problemă cu care toți ne confruntăm. Într-o măsură mai mică sau mai mare, recunoaștem sau nu, dar eu cred că toți ne punem problema asta într-un anumit moment când noi am greșit față de Dumnezeu. M-a iertat Dumnezeu sau nu m-a iertat? Adică nu ține... Da, te rog. Prin faptul că ne punem întrebarea aceasta, asta înseamnă că Duhul Sfânt lucrează la exact, noastre. Exact! Și singurul păcat de neiertat este exact ignoranța aceasta față de Duhul lui Dumnezeu care... Adică am întâlnit persoane care pur și simplu au conștientizat mai târziu, citind Biblia, unele păcate pe care le-au făcut și au spus Dumnezeu nu mă poate ierta pentru așa ceva. De aceea insist și spun că... Este să foarte importantă ideea ta. Persoana înțelege lucrul acesta și că problema este mai mică decât Dumnezeul căruia ne adresăm. Foarte important aspectul acesta pe care l-ai subliniat și anume, dacă eu nu aș mai trăi, nu frământarea asta, că mă normal nu ar trebui să o trăim, dar o trăim, dar preocuparea aceasta față de iertarea păcatelor, dacă noi nu mai avem, cu siguranță că ceva s-a întâmplat în interiorul nostru și lucrarea pe care Duhul Sfânt o face este puternică, dar noi ne-am desensibilizat, nu mai avem sensibilitatea aceea. Dar trebuie să ne lăsăm conduși în ciuda sentimentelor noastre, revin, în ciuda sentimentelor noastre, noi trebuie să ne lăsăm conduși nu de emoție, greu, știu, noi trebuie să ne lăsăm conduși de cuvântul lui Dumnezeu care spune, uite, citesc un verset la care mă grăbesc ca să nu mănânc foarte mult timp. Vreau să-l redau așa foarte scurt din memorie și care spune în felul următor. Cu siguranță că El este cunoscut de cei care ne urmăresc. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe. Bun. Ce dovadă? Nu am dovadă. Dacă ne mărturisim păcatele, El mă iartă. Pe ce bază mă iartă? Pe baza sacrificiului pe care Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, l-a făcut. Deci mărturisirea e foarte importantă în sensul acesta și credința că Dumnezeu ne va ierta de păcatele acestea. Sunt păcate aici private, să spun, și unele publice. Ar trebui să abordăm așa cum am greșit, fie în public, fie în privat. Problema. Închei cu ultimele două întrebări pentru că au mai venit și ne cerem scuze pentru cei care ne-au scris, dar vom răspunde în privat. De curând, iert tot mai mult, ne spune Ioan, este un răspuns acesta la rugăciunile și la efortul meu de a mă ruga sau... Cum se explică acest lucru? Cu siguranță, cu siguranță, iertarea nu vine de la sine. Adică pentru ca noi să iertăm trebuie să existe o preocupare. Fără acea preocupare nu există iertare. Dacă noi nu medităm asupra unui subiect, măsura în care noi medităm la un subiect ne spune și importanța acelui subiect pentru noi. Cu cât există un gând, mie îmi place foarte mult, eu am obiceiul ca cel puțin o dată pe an să citesc o carte de referință, cel puțin pentru mine, Calea către Hristos se numește, iar acolo autoarea Ellen White spune printre altele faptul că noi ar trebui să medităm asupra subiectelor care au, parafrazez bineînțeles, asupra subiectelor care au legătură cu cerul și au legătură cu viața noastră. Privind, și aici intru pe textul Scripturii, privind, suntem schimbați. Deci răspunsul meu, din experiența mea și din ce știu eu, din cunoștințele mele, este că da, există o preocupare, iar trebuie să continue și Duhul lui Dumnezeu ar trebui să lucreze cu putere la inima noastră, pentru că noi încercăm să ne punem la dispoziția Lui. Ne întreabă Valeria cum să procedăm atunci când tot așteptăm pe celălalt să vină la noi, deși noi am fost cei care am greșit față de el. Dacă eu am făcut tot ce ține de mine, și am făcut toți pașii necesari, adică am luat inițiativa, am mers, am clarificat. Întrebarea e mai lungă, am încercat e să spune. Uneori nu recunoaștem că am greșit și suntem vinovați. Cum să
facem acest lucru ca să nu așteptăm pe celălalt să vină. Mi-o poți repeta, te rog? Da, uneori nu recunoaștem că am greșit și suntem vinovați și așteptăm să vină tot victima la noi să ceară iertare. Cum să procedăm? De ce se întâmplă asta? Ce ar trebui să facă cel care a greșit? Care sunt pașii? N-am discutat lucrul acesta concret. Dacă eu sunt cel care am greșit, în clipa respectivă e clar că eu trebuie să am inițiativa aceea a dialogului. Dar aici eu repet ceea ce noi nici noi n-am putut dezvolta în seara asta foarte mult. Și anume contează și atitudinea cu care te duci la cel cu care tu vrei să dialoguezi. Uneori ne venim cu un spirit de superioritate. Omul care vrea să ierte și e preocupat de iertare, el nu vine cu ideea aceasta ca eu să-ți demonstrez ție, tu să-mi demonstrezi mie cine e mai mare. Nu e o luptă a orgoliilor aici. Aici există o altă preocupare. El în mijlocul nostru. Unde sunt doi sau trei, el să fie în mijlocul nostru. În condițiile astea, comunicarea trebuie să fie făcută în spirit deschis, cu posibilitatea ca și eu să primesc unele remarci de care nu sunt fericit, în același timp și eu să transmit aspectele care m-au rănit, dar aici... De aici văd eu iertarea ca fiind dificilă, pentru că presupune un oarecare nivel de maturitate al omului respectiv. Și mai presupune să știi să dialoghezi. Nu vreau să îngreunez pașii aceștia iertării, însă este important să știi să discuți, să comunici. Este de asemenea extrem de important ca celălalt să spună ce l-a rănit, tu să spui cu ce l-ai rănit. Important este să vezi cum poți repara, dacă există ceva de reparat. Dacă nu există nimic de reparat, atunci e de clarificat. Deci dacă nu e nimic de reparat, e de clarificat. Dacă nu e de clarificat, e de reparat. Cum putem repara ceea ce se află între noi? Și după aceea reprezintă pactul acela. Cum mergem noi mai departe și ce ar trebui să facem în relația noastră ca totul să meargă mai bine. O ultimă întrebare și mulțumim tuturor celor care ne-au scris, vom răspunde așadar în privat. Ce să fac când simt ură pentru fratele meu, care mi-a omorât pe cel mai drag din familia mea, din neglijența lui? Nu îl pot ierta, ce să fac? Ce înseamnă că l-a omorât? Fizic? Nu ne dă detalii. Fizic? Fizic. Da, e o problemă destul de complicată. Aici intră, din punctul meu de vedere, în joc, deși nu e un joc, e doar un cuvânt, și rolul părții juridice al instituțiilor. Adică nu cunosc detalii, ți este foarte greu pe două, trei propoziții să oferi un sfat, să oferi un punct de vedere. Aici trebuie verificat, văzut, și anume iertarea. Eu pot să iert pe celălalt, noi ne putem ierta, însă vorbim și de aspectul acesta juridic, care oricum trebuie să-și urmeze cursul, să-și urmeze o anumită direcție. Însă, la rece, repet, nu sunt în situația aia, nu pot simți ce simte persoana respectivă, adică n-am emoțiile respective în mine. Răspund poate rece, distant pentru cel care sau cea care ne-a întrebat. Indiferent cât de mare sau mică este vina, păcatul, nedreptatea creată, pusă între noi doi, eu trebuie să o iert. Trebuie să iert, să-l iert pe celălalt. De ce? Cea mai bună dovadă e simplu fapt că pune întrebare. Eu înțeleg un lucru, că trebuie să iert, dacă e să dăm la o parte tot ce spune Scriptura și tot ce am discutat noi, noi ar trebui să iertăm, dacă e să vorbim pe linia asta seculară, așa, noi ar trebui să iertăm, pentru că noi nu putem trăi fără să iertăm. Mintea îți revine și asta e întrebarea, e cea mai bună dovadă. Noaptea nu mai ai somn pentru că e o faptă gravă. Ești tulburat, ești amărât, ești întristat. Nu, noi trebuie să iertăm ca să putem trăi. Și ca să putem trăi, și mă întorc spre filozofia biblică, ca să putem trăi noi trebuie să preluăm rolul Mântuitorului. Când ierți,
Nu te mai gândești la cel care ți-a greșit. Nu te mai scoli cu el în minte. Nu când îl vezi la biserică sau îl vezi pe ulița satului sau îl vezi pe stradă. Nu mai ai niște sentimente de ură la adresa lui. Trăiești. Îl privești ca fiind un semen de al tău pentru care a murit Hristos. Nu mai ai sentimentele alea de pică. Dar de i s-ar întâmpla ceva rău să pățească. Nu mai ai emoțiile astea. Iar asta, iubirea lui Hristos și iertarea lui Hristos te învață să trăiești în armonie cu tine însuți, în primul rând, și în armonie cu el și cu ceilalți. Mulțumim pentru maratonul acesta al răspunsurilor. Pentru puține. Sunt mai multe întrebări și mulțumesc tuturor celor care ne-au scris. Vom răspunde în privat tuturor întrebărilor și vreau să concluzionez așa cum a spus și domnul Liviu. Apreciază răspunsurile și sunt documentate în Biblie, iar ca o concluzie m-am gândit la ceea ce ne-a scris dânsul. Să nu apună soarele peste mânia voastră, un alt text în care ar trebui să conștientizăm faptul că Dumnezeu ne dă mai multe repere în Biblie, cum să iertăm. Să iertăm până la sfârșitul unei zile, avem ocazia aceasta, dacă nu, așa cum am amintit, vii la biserică, îți aduci darul și atunci ar trebui să te gândești tot la lucrul acesta, să ierți. Și dacă nu poți nici atunci, cel puțin la Sfânta Cină ar trebui să te împaci cu fratele tău și să închei problemele acestea. Sunt câteva borne în care Dumnezeu te cheamă, treci peste problema aceasta și exemplul suflemei este Domnul Iisus Hristos, așa cum a spus. Sunt reacții pentru că este o temă grea, o temă pe care fiecare dintre noi am simțit-o pe propria răspundere. Două minute mai au. Eu am învățat o lecție într-un mod dur, neplanificat. Și anume, în clipa în care tatăl meu a decedat de cancer, îmi aduc aminte și acum când am primit vestea, era o ocazie ca asta. Sărbătorile acestea erau. Adică mai exact, mai vorbim de încă un ceas din clipa asta și primeam un telefon și maică-mi spunea că el a murit. Îmi aduc aminte, câteva zile înainte l-am văzut, am stat de vorbă, vorbea destul de greu, anevoios, nu mai înțelegeai, te aplecai la urechea, la gura lui să înțelegi ce vrea să spună. Și am înțeles o mare lecție și anume, trebuie să-l ierți pe om și omul trebuie să te ierte pe tine. Dar vorbesc în perspectiva celui care trebuie să iert. Așez lucrurile în direcția asta. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Noi nu avem mult timp la dispoziție. Eu asta am învățat. E o lecție pe care am învățat-o în viața mea. Noi nu avem mult timp la dispoziție. De ce se există o stare de tensiune între noi oameni, fie că vorbim de familie, fie că vorbim de biserică, fie că vorbim de relațiile acestea profesionale pe care le avem. Rezolvă azi ce poți rezolva, problema arterii trebuie rezolvată azi. De ce zic asta? Eu n-am avut nicio problemă cu tatăl meu, dar și acum, la 6 ani distanță, încă mă mai gândesc, 5 ani, încă mă, 6 ani, mă mai gândesc, aș mai fi putut să mai am o discuție cu el despre Hristos. Nu despre iertare, dar despre Hristos și iertarea Lui. Am avut unele în timpul vieții Lui. Dar mi-aș mai fi dorit una, pentru că atunci m-am gândit eu că aveam unele idei pe care le puteam transmite. Clipa a trecut, momentul a trecut. El a plecat dintre cei vii, dar eu tot aș fi vrut să-i spun ceva. La fel e o ilustrație mică, palidă a problemei. Eu cred că noi trebuie să ne rezolvăm astăzi ce avem. Nu lăsăm. Timpul nu vindecă nimic. Noi trebuie acum, dacă e o problemă, acum să luăm inițiativa aceea a rezolvării. Și eu sunt sigur că, dincolo de eforturile noastre, există Duhul lui Dumnezeu care binecuvântează orice acțiune de împăcare a oamenilor. Și noi nu putem decât să ne bucurăm, pentru că nu suntem singuri în procesul iertării. Duhul lui Dumnezeu ne ajută. Mulțumim pentru gândurile acestea de final, mulțumim vouă că ne-ați acordat timpul acesta, ați rămas alături de noi, ați reacționat. În primul rând vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie cel care să dească în noi acest gând al iertării
și al primirii iertării în dreptul nostru, pentru că El este Cel care s-a sacrificat. Și ocazia aceasta în care creștinătatea se unește în gândul acesta ar trebui să fie în sensul acesta, să ne gândim mai mult la modul în care Dumnezeu a căutat cu tot din adinsul să ne ierte și la modul în care noi putem să arătăm față de ceilalți iertarea aceasta. Vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia aceasta în care ați fost alături de noi. Mulțumesc și Andrei, tuturor celor care ați rămas alături de noi. Vă doresc o seară bună, un sabat binecuvântat și data viitoare să ne revedem aici în cadrul acesta, Domnul cu dumneavoastră. La sfârșit, vă invit să facem o rugăciune, să ne rugăm pentru toți cei care au rămas alături de noi. Recunoaștem, Tatăl nostru, că sunt momente în care ne este greu să iertăm și sunt momente în care cu greu putem trece peste emoțiile și sentimentele pe care noi le avem. Dar credem în seara aceasta că Duhul Tău cel Sfânt ne poate da puterea necesară pentru a ierta. Ajută-ne să beneficiem de harul acesta și ajută-ne să ne îndreptăm privirea spre Tine. Pentru că noi avem nevoie de iertare din partea Ta. Învață-ne să oferim și altora iertare. Ajută-ne să trecem peste toate obstacolele și învață-ne să trăim alături de Tine. Oferă-le împăcare celor care sunt zbuciumați în această seară. Te rugăm să binecuvântezi familiile care ne urmăresc. Te rugăm să-i binecuvântezi pe cei care sunt singuri. Te rog să-i binecuvântezi pe cei care au probleme și care au nevoie de Tine. Și te rugăm împreună cu fiecare dintre noi în această seară, în casele noastre sau din locurile în care te urmărim. Și fă ca bucuria aceasta a iertării să-și găsească loc în sufletele noastre. Noi te lăudăm, rămânem în prezența Ta, o dorim în mijlocul nostru și te lăudăm în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin.